Declarație. La 29 ianuarie 2017, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a devenit din nou ținta unui atac mediatic concertat din partea guvernării controlate de Vladimir Plahotniuc. Prin intermediul media holdingului său și a televiziunii publice Moldova 1, care formal este o instituție independentă, finanțată din banii contribuabililor, dar în realitate o tribună propagandistică partajată politic Partidului Democrat, în seara zilei de duminică, telespectatorii au aflat că cel mai important eveniment din țara noastră îl reprezintă o declarație fabricată la GBC despre plecarea din partid a unui individ obscur din raionul Orhei, împreună cu o listă de necunoscuți care efectiv nu au făcut parte niciodată din platformă. Astfel, constatăm cu mare regret că televiziunea publică, prin răspândirea acestei știri mincinoase, s-a demascat și a arătat întregului popor că s-a transformat definitiv într-o unealtă docilă mediatică actualului regim antipopular. Suntem flatați de atenția sporită față de conferințele teritoriale ale formațiunii noastre din partea concernului propagandistic Plahotniuc, la care s-a alăturat fățiș și televiziunea Partidului Democrat Moldova 1, pentru care denigrarea imaginii platformei Demnitate și Adevăr este mult mai importantă decât reflectarea problemelor stringente ale țării, cum ar fi sărăcia, creșterea vertiginoasă a prețurilor la mărfuri și la tarifele la serviciile comunale, corupția, lipsa justiției independente, situația criminogenă, exodul masiv al populației, zeci de mii de copii care cresc fără părinți, miliardul furat de la cetățeni, achitarea căruia este pusă tot pe umerii lor și atâtea altele. Ceea ce societatea nu va afla de la instituțiile media monopolizate de Plahotniuc vor fi rezultatele platformei în cei doi ani de activitate civică și politică, programul nostru de demonopolizare, de ușurizare.